să avem imunitate. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Cutia Neagră în noul an. Din păcate, anul care a început de curând a venit cu surprize în guvern, dar nu surprizele pe care le aștepta opinia publică, care de mai mult timp are așteptări legate de niște remanieri în executivul de la Chișinău. Remanierile care au venit însă nu sunt tocmai cele pe care le-au așteptat oamenii. Din funcția de ministru a muncii a plecat unul dintre cei mai laudați miniștri din guvernul Gavriliță, domnul Spătar. Ce se întâmplă în guvernul de la Chișinău? Ce urmează să se mai întâmple în acest an? Discutăm cu invitații din această seară de la Cutia Neagră. În studio sunt domnul Igor Munteanu, președinte CUB. Bună seara! Bună seara! Bine-ați venit. Domnul Vasile Grădinaru, deputat PAS. Bună seara! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și suntem în așteptare lui Dinu Plâncău, președinte Platforma DA. Dar începem discuțiile. Așa cum am anunțat, de la remanierile de la începutul anului din guvern, spuneam, aveam așteptări legate de remanieri, nu doar că aveam așteptări, dar și pentru că s-a promis că vor fi făcute niște ajustări în lista de miniștri. Totuși, anunțul venit la început de an este al lui Marcel Spătar, care anunța că pleacă din guvern pe motive personale. Gurile rele au zis că nu sunt doar motivele personale la mijloc. De asemenea, a plecat în săptămâna asta din guvern și secretară generală de la Ministerul Justiției, purtătoarea de cuvânt de la guvern și purtătoarea de cuvânt de la președinție. Ce se ascunde în spatele acestor plecări? Eu am să încep de la dumneavoastră, domnule. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație pe care mi-ați adresat-o. Cred că ultima dată când am fost la dumneavoastră a fost cu vreo 3 luni în urmă. Asta pentru ca să amintim celor care privesc această emisiune că nu suntem extrem de populari la TV8 și este nu foarte bine. Populari. În sensul că nu suntem chiar în fiecare săptămână astfel încât să deranjăm pe cineva. Ne-ați venit cu un răspuns la cei care au cărcotat și de pe rețele de socializare. Pentru ca să punem în context această invitație care mă onorează. Vorbim despre aceste remanieri care au venit oarecum neașteptat pentru multă lume care așteaptă rezultate și livrabile din partea guvernului. Trebuie să spunem câteva lucruri. În primul rând, dacă observăm cu atenție și onestitate aceste schimbări, au plecat cei care nu aveau afiliere politică. Deci, practic, au fost sacrificați cei care au venit pe linie, putem spune, tehnocratică, care nu aveau sprijin politic și care, până la urmă, au devenit un fel de piese de sacrificiu pentru ca actualul guvern să continue să funcționeze. Din punctul meu de vedere, suboptimal, pentru că multă lume a cerut remanieri și o anumită energizare a capacităților guvernului încă din această vară, adică din vara anului trecut. Despre remanieri încă de la începutul anului trecut. Pentru că de la începutul anului 2022, odată cu conflagrația regională prin care trece toată regiunea, inclusiv Republica Moldova, s-a vorbit că din partea guvernului se așteaptă niște, niște mobilizări sporite, anume pe vulnerabilitățile de bază și pe energie și pe administrație centrală și pe capacitățile sporite care se cer din partea unui minister să gestioneze procese complicate, cum ar fi, de exemplu, economia. Și, evident, această plecare a ultimului ministru protecției sociale a creat foarte mult o anumită, cum să zic așa, narațiune despre faptul că dânsul și-a încheiat misiunea, începe un alt episod. Problema este că acest guvern nu are doar datoria, dar are și o obligație să guverneze în această situație de criză și vă explic așa simplu celor care îmi privesc că, în primul rând, guvernul nu poate să cadă așa pur și simplu ca un sac de cartofi, are în spate 63 de mandate care îl obligă să funcționeze la turații rapide și trebuie să construiască un spațiu de comunicare și cu societatea și cu partenerii pro-europeni politici din spațiu existent, din parametrii spațiului politic din Republica Moldova și cu partenerii. Am impresia să o comunică mai mult, din păcate, cu partenerii pentru dezvoltare exterior, ceea ce creează anumite posibilități, să comunică mult mai puțin cu partenerii autentici pro-europeni din interiorul Republicii Moldova și se comunică extrem de prost cu cetățenii.
Din aceste motive, probabil că există percepția publică a unei vulnerabilități, a unei fragilități a guvernului. Și toată lumea așteaptă, de exemplu, care va fi următorul sac care va cădea din această căruță a guvernării actualei majorități parlamentare. Și această fragilitate guvernamentală ca percepții este o problemă cu care în acest moment ciocnește și președintele Maia Sandu și guvernarea PAS. Motivele sunt ample și probabil că ar trebui să le discutăm așa pe rând. Dar am spus de la început, au plecat tehnocrații, au plecat cei care nu au sprijin politic în interiorul fracțiunii sau a partidului. Adică dumneavoastră credeți că nu avea acest sprijin ministrul Protecției Sociale? Cred că erau mai multe puncte de vedere asupra performanțelor sale, respectiv rezultatele sale erau contestate în interiorul actualei axe guvernamentale. Și chiar dacă, de exemplu, imaginea de comunicator excelent i s-a atribuit datorită și calităților personale, dar și datorită presei care l-a aplaudat în picioare, ca să pot să spun așa, totuși trebuie să, obiectiv, să spunem că un ministru al Protecției Sociale a distribuit banii care îi avea. Pe când alte ministere ar fi trebuit și ei să distribuie ceva, dar nu au putut să distribuie. Ministerul Economiei a fost crâmpoțat, fragmentat, tăiat, spânzurat în toate părțile. Cele mai importante atribuții ale guvernului i-au revenit Ministerul Infrastructurii. Ministrul Economiei, domnul Gaibă, anterior, a rămas cu nimic, aproape cu nimic. Actualul ministru al AIBA, deocamdată, este clar care sunt prioritățile lui pe economie și, evident, asta este una din cele mai grave vulnerabilități actualei guvernări, că se împrumută prea mult, contează prea mult pe contribuțiile partenerilor pentru dezvoltare și investește extrem de puțin în dezvoltarea economică propriu-zisă. Da. Deci, ca să înțeleg ideea dumneavoastră, remanierile de până acum s-au comis pentru că au fost cumva constrânși din cei din PAS ca să plece acești miniștri? Se cereau niște sacrificii și aceste sacrificii au căzut pe cei care nu aveau, cum am spus, afiliere politică, nu aveau sprijin politic și au trebuit să plece. Sacrificiile le-au cerut cei din PAS? Sacrificiile le-au cerut... Sacrificiile, bun. Sacrificiile le-au cerut probabil exercițiul guvernării, pentru că, de exemplu, atunci când guvernul se ciocnește cu o situație total nouă, terra incognita, situația regională tensionată, economia nu funcționează, te împrumuți foarte mult, deficit bugetar 18 miliarde. Deci, prin forța lucrurilor, tot publicul așteaptă, de exemplu, să livrezi ceva și atunci livrezi și dai și aceste sacrificii. Vrei să mergi mai departe, sigur, dar mergi suboptimal. Acest guvern, din păcate, este împovărat de niște probleme, de niște balast de care nu s-a eliberat. Despre asta vorbim, probabil, în continuare. În contextul ăsta, domnul Grădinaru, a vrut cineva demisia domnului Spătar? Ați avut, în general, discuții pe interior legate de performanța dumnealui în minister? Este adevărat că în spațiu public foarte mult se speculează și mai puțin se ascultă. Mai puțin se ascultă nemijlocit răspunsurile domnului Spătar și în genere a guvernării ca atare. Ori noi am fost întotdeauna sinceri și cu presa și cu societatea și de fiecare dată atunci când am avut obiecții la viteza de intervenție a unui ministru, am spus-o pe șleau și am solicitat mai multă viteză în acțiune. Nu ați prea spus-o. Ba da, de exemplu, în cazul ministrului Agriculturii am vrut mai multă viteză. Am vrut mai multă comunicare în cazul unor alți miniștri și în cazul în care nu au comunicat suficient fie cu domeniul pe care îl gestionau, fie cu publicul, iarăși le s-a solicitat acest lucru și corect a spus domnul Munteanu, atunci când ei au simțit că nu pot și au depus demisia, este dreptul lor. Total este altceva în cazul domnului Spătar și cred că nu se merită niciun pic să speculăm la acest subiect. Cred că fiecare din dumneavoastră își închipui cam cum ar însemna când familia ta este la București, iar tu ești la Chișinău. Și când trebuie să faci cel puțin două navete pe săptămână la București. Da, asta a făcut de când a preluat mandatul. Sigur că da, dumnealui a venit în echipa noastră, asumând și acest lucru, doar că acest efort zilnic este o problemă pentru fiecare din noi. Și în afară pleacă oamenii și revin înapoi acasă, chiar dacă acolo salariile sunt mai mari sau oportunitățile sunt mai bune. Dar cert este faptul că domnul Spătar, în opinia mea personală, s-a isprăvit cu toate obiectivele care le-a avut. Deci critici pe interiorul PAS nu, legate de nu au existat nici una. Uh-huh. Eu nu cunosc să fi
fost vreo critică în adresa dumnealui. Da, noi, e clar că în echipă discutăm opinii diferite, dar critici referitor la activitatea sa semnificativă sau care ar fi determinat plecarea dumnealui nu a fost. Mai mult că atât, nici pe departe nu este vorba despre pierderea suportului politic și așa mai departe. Deci, bun, nici un alt element pe care l-a zis domnul Urteanu... Să-mi finalizez gândul. Atâta doar că vreau să menționez un lucru, că domnul Spătare nu pleacă din echipă, deci el pleacă din funcția de ministru, dar rămâne în echipă. El se va implica periodic în activitatea noastră, deci va veni cu consultanță. Dar și domnul Buzu, care de este... cine va veni în consultanță? Cred că va veni în baza unui proiect de consultanță pentru... Extern. Da, de extern, cred că va veni pentru noi, vom vedea acum, dar tot la guvern sau acum? Tot la Ministerul la Protecție Socială, da. Domnul Buzu este la fel de bun. Eu cred că dumnealui la fel o să facă față lucrurilor. Este un om care cunoaște foarte bine domeniul și care a fost implicat în toate procesele până acum. Cine l-a selectat pe domnul Buzu? De unde a venit candidatura? Nu cunosc cine prima a venit cu această propunere, pentru că nu este domeniul meu, este protecție socială, eu sunt un pic mai departe de el. Noi vorbim mai mult de aspectele juridice. Nu știu, dar despre această propunere a fost anunțat de către Dan Perciun, colegul nostru, președintele Comisiei Protecție Socială, și noi am acceptat-o pentru că credem că este o candidatură bună și cred că o să fac față. Da, dar ceea ce mai zicea domnul Munteanu și are dreptate. Dacă ne uităm la cei care au plecat până acum din guvern, 5 persoane, ei toți erau din afara PAS, deci nu erau membrii ai PAS. Nu este adevărat. Cine era? De exemplu, doamna Cântărăgiu este membru PAS de la fondare, de exemplu. Era membru PAS. Da, membru PAS de la fondare. Chiar a venit din societatea civilă. Da, dar vă spun eu, chiar dacă eu nu greșesc, era vicepreședinte partid la o anumită etapă. Domnul Kulminski nu era membru al PAS, nu? Da, păi spuneam. Domnul ministru agriculturii nu era membru al PAS? Da, păi vă spun, cu excepția, da, doamnei Cantarăgiu, da, dar vă spuneam încă o dată. Deci fiecare din ei își aduce aportul atâta timp cât el poate, ține ritmul, pentru că, corect domnul Munteanu a spus, pentru că este o chestie să guvernezi în timp de pace, în timp când lucrurile să sunt în normalitate, și alta este situația pe timp de război, pe timp de crizele care perindează una după alta. Și poate unii miniștri nu sunt gata în asemenea condiții. Și dumneavoastră știți cum e să lucrezi sub o presiune sporită atunci când, într-adevăr, resursele financiare sunt tot mai puține, iar probleme sunt tot mai multe și pe plan național și internațional și propagandă și război și război energetic și militar și ce dorești. Deci, desigur că este mult mai complicat. Și atunci, dacă cineva constată că din anumite motive nu poate prelungi, este în drept să plece. Asta este normal și asta s-a întâmplat în toate guvernele. Spuneam încă o dată, deci fiecare ministru, când a venit în funcție, a avut suportul fracțiunii. Deci nu a venit cineva și ne-l-a pus și acum a pierdut suportul pentru că el era din afară. Pentru că când a venit tot din afară era. Și tot a avut suportul fracțiunii. În mod ciudat, cei care sunt din interior, mai puțin riscurile să-și piardă mandatul sunt mai mici, ce vedem. Așa este o coincidență, dar v-am dat un simplu exemplu. Doar o coincidență. Da, sigur că da. Ok, haideți să discutăm despre ce spuneam eu la început de emisiune, legat de așteptările publice, da? Pentru că critici legate de unii membri ai guvernului, într-adevăr, au curs gârlă în ultimul timp. Și cei vizați sunt tocmai miniștrii și cu carnet de membru de partid ai PAS. Cele mai multe critici sunt în adresa prim vicepremierului domnului Spânu. Nu știu cum se face că dumnealui este foarte bine în poziția pe care o are. Critici multe au fost și în privința ministrului justiției legate de reformele pe domeniul justiției. Mă rog, mai puțin, dar tot a fost criticat și vicepremierul pentru integrare. Apropo, el nu este membru PAS, cine știe ce se poate întâmpla. Ministrul educației, domnul Topală. Deci acolo cumva opinia publică și-ar fi dorit niște schimbări și acolo ele nu se întâmplă, deși ni s-a promis încă din vară, țin minte și declarațiile primii ministri și a mai multor deputați PAS, că vor fi schimbări. Noi suntem de acord cu opiniile societății civile care critică anumite domenii și iată, nu se întâmplă nimic. Eu nu cred că doamna prim-ministru v-a asigurat că vor fi remunieri, de exemplu, în domeniul dezvoltării regionale. Nu ne-a spus un dacă concret. Dacă tot vă referiți la domnul Spânu. De ce nu putea să ne promită?
Nu, eu nu cred că a spus acest lucru, nu, pentru că eu n-am auzit să fi spus, de asta și vă spun. Nu a spus un nume concret niciodată, da. Dar acum, a zis dacă... că sunt auzite criticile din societate. De acord, întotdeauna sunt critice care țin, care au un anumit substrat, sunt multe critici politice, sunt multe critici emoționale și atunci trebuie să facem distinții între ele. Totodată trebuie să le raportăm și la dificultatea ministerului pe care îl conduci și problemelor care sunt acolo și unele aspecte pe care trebuie să-și le asume un ministru atunci când nu poate face public toată informația pe care o așteaptă cetățenii. Iar atunci când cetățenii sau presa nu cunosc anumite lucruri, au dreptul să bănuiască sau să pună întrebări sau să înainteze suspiciuni. Și atunci, desigur, că asupra acestui ministru sunt lansate mai multe critici. Nu sunt avocatul domnului Spânu, nu sunt avocatul nimănui aici, dar încerc să vă explic anumite situații. Deci, desigur că dacă tot v-ați referit la domnul Spânu, Eu m-am referit la mai mulți. Da, o să începem cu dumnealui, după care mergem să pentru că față de dumnealui sunt cele mai multe critici. Pentru că, da, vă spun, pentru că deciziile care le-a luat dumnealui, desigur, au fost destul de complicate și chiar ultima decizie care a fost atât de contestată, iată, cu semnarea contractului pe energie electrică cu Gres, de exemplu, a fost atât de criticată, iar la câteva luni vedem că, de fapt, și dumnealui în persoană și noi cei care am luat de comun acolo această decizie am avut dreptate. Pentru că avem acum și energie mai ieftină, și gaz un pic mai ieftin, și inflația, cea care putea să fie dacă se scumpea energie electrică, iată că am evitat. O să discutăm separat despre problemele din domeniul energetic, pentru că, ce puțin deocamdată, ce înțelegem noi, e foarte puțin, e multă comunicare, dar nu fără a explica cum au loc achizițiile, cum sunt semnate și de ce aceste contracte. Pe multe domenii ni se spune că e nevoie de protecție și de asta sunt securizate datele, să nu le putem afla. Și atunci când e mai puțină transparență... Deci comunicarea este foarte multă și puteți să vedeți pe diferite forme de comunicare a domnului ministru Spânu și tocmai el nu dă public și este bine că nu face acest lucru doar pe două aspecte, pe preț și pe volumul de achiziții la gaze naturale, pentru că știți că suntem într-un război energetic pornit de Rusia împotriva noastră și atunci nu este bine ca să cunoască armele pe care noi le avem. Stați un pic, domnul Grădinaru, jurnaliștii și societatea civilă sunt un fel de câini de pază, da? Noi din start îi bănuim pe toți de corupție și asta este corect. Din start să-i bănuim, să pornim de la această prezumție. Noi nu-i acuzăm, noi bănuim și pornim de la această prezumție ca să verificăm dacă este sau nu adevărat. Cum să verific eu și să mă convin că lucrurile stau bine și achizițiile se fac corect și din surse corecte, în condițiile în care exact la aceste două lucruri nu am acces? În schimb, are acces Procuratura Generală, are acces CNA-ul, SIS-ul, societatea civilă. Care dintre aceste instituții se bucură de respect și încrederea societății? Nu vă spărați, dacă nici societatea civilă, dacă nici procuratură, nici SIS, nici CNA, nicio instituție nu avem încredere, atunci degeaba mai vorbim de stat. Dar toate aceste instituții care sunt abilitate... Nu aveți încredere când ați venit în funcție, ați spus că nu credeți în aceste instituții. Sunt abilitate cu aceste funcții și ele ar trebui să monitorizeze acest aspect și ele sunt monitorizează îndeaproape acest aspect. Deci acest aspect este acoperit și mai devreme sau mai târziu, oricum această informație este publică. Acesta este un aspect. Deci, ce spuneam, că nu ne referim doar la acest aspect, dar și multe alte decizii care s-au luat pe domeniul dumnealui și vorbim și de rezerve și despre transport public, acum ați văzut ultima noutate, acum după anul nou, în care public apare programul de deplasare a rutelor interurbane și periodicitatea lor și așa mai departe. Și multe alte realizări care nu o să le pot enumera acum. La fel cum a fost contestat, de exemplu, ați vorbit mai devreme despre ministrul Justiției, unde ați spus că sunt anumite. Da, sunt anumite lucruri care nu merg exact așa cum ne-am dorit noi, dar noi ne-am fi dorit prevetingul să meargă mai devreme, la anul nou trebuia să ieșim în capăt cu el. Da, s-a tergiversat un pic, dar mergem înainte. Că toată problema în justiție e că nu a mers prevetingul. Nu, eu dau un exemplu. Da, încă sistemul de drept este cel care este, pentru că n-am reușit să-l curățăm. Desigur că sunt anumite probleme, dar noi continuăm să depunem efort pentru acest lucru. Și atât că mai devreme sau mai târziu rezultatele vin. Iarăși după anul nou o să dau un exemplu. Că ceea ce am sădit anul trecut cu legea anul ăsta. Ați văzut anul ăsta deja două decizii care sunt pozitive și care sunt tot rezultatul activității. Eu pot să vă dau câteva negative, dar haideți să ne oprim. Dar un pic, doar ați văzut probabil zilele astea știrile cu Platon acolo unde Curtea de Apel de la Paris a dat câștig de cauze Republicii Moldova prin care am păstrat un miliard în
bugetul Republicii Moldova. Nu știu care este aportul reformelor de justiție din Moldova. Efortului justiției. Și vă spun cum. Eu îți vă dau exemplu în primărie municipiului Chișinău, cum se întâmplă așa, s-a întâmplat la nivel de guvern. Deci, intențional se înțelegeau cu un anumit infractor, era contestată o anumită sumă, iar primăria municipiului Chișinău nu se prezenta în instanță și pierdea această sumă de bani. Exact așa e valabil și pentru guvern. Și puteam pierde un miliard foarte simplu. Acum, desigur că ministerul a delegat niște persoane responsabile și iată că avem acest miliard. Ca să nu avem monolog, haideți să intervină și domnul Muntean. Deci nu știu de la ce să încep după tirada domnului Grădinaru. În primul rând aș porni de la o frază celebră care a făcut pe timpul notorietate. Se spunea, soția cezarului este în afara oricăror bănuieli. Sunt anumiți miniștri care trăiesc după principiul că sunt în afara oricăror bănuieli, deși în jurul lor se strânge plasă. Fără ca să spun numele, dumneavoastră l-ați înțeles foarte clar despre ce este vorba. În general, ideea de a secretiza informațiile extrem de relevante despre volume și despre prețuri la tranzacțiile, adică la cumpărările de energie, este extrem de periculoasă. Pentru că se acumulează un volum extrem de mare de informații negative și de suspiciuni care erodează credibilitatea guvernării. În special a guvernării care în acest moment se confruntă cu niște provocări imposibil de imaginat acum un an în urmă. Cu cât mai puțină transparență este pe domeniul nevralgic a energiei, cu atât există mai multe contestare de autoritate. Și autoritatea, evident, este vorba de autoritatea președintelui Maia Sandu și de autoritatea partidului care gestionează toată puterea de stat în momentul ăsta. Să nu facem niciun fel de, cum zic așa, subiect de laudă, dar guvernarea nu este un drept, dar este o obligație în acest moment. Repet a doua oară această frază și asta înseamnă că atunci când, de exemplu, noi băgăm într-o singură iarnă 300 de milioane de euro și suntem la jumătatea iernii și trebuie să recunoaștem un lucru elementar. Noi, practic, toată iarna asta o trăim pe datorie. Pentru că 300 de milioane de euro au intrat în gazele procurate de către ministrul Spânu din surse neidentificate, la prețuri neclare și conform unor proceduri ferite de legislația existentă. Pentru că toate deciziile legate de aceste volume s-au luat prin Comisia de Situații Excepționale, nu prin procedurile de achiziții normale și nu prin platforme de tranzacții care ar putea să asigure minimul de transparență și integritate. Eu am să vă întrerup, pentru că trebuie să luăm o pauză de publicitate, dar vă rog să rețineți gândul că revenim... Dar nu aveți nimic împotriva argumentului pe care l-am folosit. Eu sunt moderator. Eu doar moderez discuția. Luăm o pauză de publicitate, după care revenim să continuăm discuțiile. Între timp se va alătura și domnul Plângău. Тридцать лет независимости, семь президентов, десять парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Bine v-am regăsit la cutia neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Pe țările cele așa și se murează în procuratură. Fiecare zi un început. Noi evenimente. Noi provocări.
pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20:00. Doar la TV8. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu firul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Mă tin că la magazinul din Vale până era mai ieftină. Parcă interesează pe cineva cum trăiesc eu din salariul de profesor. Birocrație, mită, tăți nacealnici, dar tu plătești taxă, plătești. Spală, mătură, șterge. Dă-i ca înainte, scuipă de parcă-și bat joc. Și el mi-te-l treslingal spel frațiu, de pentru a mai mare, trebuie iară să-mi promut. Copilul nu poate să mănânce numai cartofi. El are nevoie și de o bucată de carne, și o legumă, și o banană. Plătești, Gheorghe, taxa de drumuri, dar drumuri așa și nu avem. Sește, grindină, lucrător nus, n-ai unde vinde. Bătaie de joc. Тридцать лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Țările cele așa și se murează în procuratură. Fiecare zi, un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Am revenit în studio, v-am întrerupt înainte de pauză, domnul Deanu, în momentul care trebuie să aibă resurse pentru ca să se dezvolte și da. Este bine să avem pauze de publicitate. Păcat că o bună parte din această pauză de publicitate e cu promouri, dar e bine să avem. Aș vrea să continui subiectul pe care l-am lansat prin a spune în felul următor.
În vizita la Washington, președintele Maia Sandu a cerut două lucruri. A cerut transparență și a cerut reformarea sectorului energetic. Uh-huh. Ceea ce înseamnă, fără îndoială, ministerul pe care îl conduce în acest moment, spânul. Adică ce a vrut să ne spună, de fapt? Eu am spus în felul următor, că în acest fel a dorit să spună că ea este nemulțumită de felul în care sunt, mă rog, luate deciziile pe sectorul de energetic. A cerut transparentizarea procesului, inclusiv a cerut contractul cu Mugres, de fapt. Și prim-ministru a cerut să fie făcut după public. Care a urmat reacția prim-ministru Gavriliță, care a spus că în principiu nu vede nimic problematic, de exemplu, să fie publicat contractul cu Mugres. Eu vă întreb un singur lucru. S-a întâmplat ceva după asta? Nu s-a întâmplat nimic. Deci mesajul doamnei președinte Maia Sandu a rămas în aer. La fel a rămas și reacția primei ministru Gavriliță, pentru că toate lucrurile le decide o singură persoană, ministru Spânu. Nu s-au publicat date cu privire la volumele de tranzacționare, nici la prețurile și mai departe. Noi putem să facem suma medie pe un an de zile a prețului cu care s-a achiziționat gazul, dar asta nu este serios. Noi trebuie să știm, să comparăm lună de lună, pentru ca să înțelegem cum s-au făcut anumite decizii de achiziționare și în acest fel să înțelegem, de exemplu, dacă procedura în care s-a aplicat de către Energocom în cazul cheltuirii celor 300 de milioane de euro a fost justicioasă sau nu. Pentru că este vorba de audit, până la urmă. Banii, am spus, iarna asta noi trăim pe datorie. Dar ce se va întâmpla iarna viitoare? Sunt suficiente transformările care se planifică, s-au pus într-o anumită strategie, pentru că iarna viitoare să nu trăim pe datorie. Să face, de exemplu, pașii necesari pentru ca instituțiile să se dezvolte, să punem, de exemplu, mai multe investiții în energia regenerabilă, care vedeți că nu intră în sistem. În momentul ăsta, doar 2% din energia care, mă rog, circulă, mă rog, este utilizată în casele noastre, este din surse regenerabile. Dar ea este și mai statele, scumpă. Asta este altă problemă. Nu știu câte este în Republica. Ați văzut că au fost niște conferințe de presă din partea producătorilor privați de energie regenerabilă, care erau nemulțumiți de faptul că nu pot să aibă acces la sistem. În statele mei sau media pe Uniunea Europeană este între 40-60% energie regenerabilă, care este utilizată în sistemele naționale. Trebuie să recunoaștem că noi mai mult de 10-15% nu avem în Republică. Adică nu putem avea așteptări de 60% pentru că nu sigur, există într-un atât. An de zile nu poți să faci aceste lucruri. Dar am pornit la primul element. Uh-huh. Acest contract trebuia să fie deschis, accesibil o întrebare și discutabil. Aici. Ca să fie făcut public acest contract de către ministerul care... mă rog, de resort, da, responsabil. E responsabilitatea guvernului, nu a ministerului. Aici vreau să ajung. Era suficient ca doamna prim-ministră să iasă cu o declarație publică? Era suficient să indice ministrului de resort. Cum? Foarte simplu. Într-o conferință? Guvernul are obligația să fie transparent, nu există niciun impediment administrativ sau legal sau politic ca acest contract să nu fie făcut public. Acum, fiecare dintre cei care vor ceva să ascunde spun că sunt în criterii de confidențialitate comercială. Dar noi vorbim despre bani publici. E adevărat. Noi vorbim despre sectorul public și noi vorbim despre lucruri care, de exemplu, odată tăinuite, pot ascunde scheme care țin de regimul trecut. Eu mi-amintesc că și ăsta era motivul invocat și pentru ca să nu fie făcut public contractul cu Gazpromul. El a devenit public pe scurgeri, pe surse, nu știu cum. Nu s-a întâmplat nimic. A treilea element care trebuie și vreau să-l menționez înainte de a merge așa pe cerc. Au fost niște evenimente foarte neplăcute în anul 2022. Pe lângă războiul urât și distrugător pe care îl contemplăm de la distanță. A fost contractul cu compania Silovei Mașină. Horus, de fapt. Horus, Silovei Mașină, care a câștigat un tender, a instalat turbina, după care peste două zile s-a defectat. Spuneți-mă, rog, a purtat cineva responsabilitate pentru un contract care s-a acordat în afara licitației, achizițiilor? Prin negociere directă, dar dacă eu mi-amintesc bine, nu era foarte clar dacă s-a defectat tocmai ceea ce au instalat ei. Dar raportul de tehnic ingineresc nu a fost publicat. Nu a fost publicat. Respectiv, noi nu știm exact dacă asta a fost o diversiune, dacă a fost un contract prost grat. În general, în afara acestui cadru general de achiziții, prin negocieri directe, în condiții de război, era imposibil să iei asemenea decizii. Ce sunt absolut de acord cu dumneavoastră că în tot ce a însemnat acest contract de achiziție de la Horus Silovei Mașină a fost
foarte puțină transparență. Sigur. Și tocmai din cauza lipsei de transparență au început să apărea tot felul de scenarii. Ce s-a întâmplat acestor acolo? Situații, apare un deficit de autoritate în raport cu actualul guvern. Pentru că acest deficit de autoritate, într-un fel, derivă din foarte multe lucruri neclare, neduse până la capăt, neclarificate și, de exemplu, lăsate în degringoladă. De aici apar niște întrebări. În ce măsură obligația și dreptul de a guverna se face în interesul public sau se face în interesul unor grupuri care în acest moment se îmbogățesc? Eu am să revin la întrebarea de la început legată de remanierile de guvern, cele așteptate și cele care, de fapt, s-au întâmplat, că una aștepta să se întâmple societatea civilă sau opinia publică, o parte din societate. Și alta, de fapt, s-a întâmplat prin demisia, mai cu seama, ministrului Marcel Spătar. Domnul Plângă, bună seara, bine ați venit la Cutia Neagră. Am să vă invit să interveniți și dumneavoastră în discuții. Mulțumesc pentru invitație. Despre remanieri guvernamentale s-a vorbit foarte mult și până apărea în spațiu public mai multe speculații sau întrebări referitor la situația tensionată din interiorul partidului de guvernământ. E o situație tensionată acolo. Probabil trebuie să vă comunici domnul Grădinaru, dar nu este secret. E un platou televizat o să zâmbească și o să spună că totul este ok, când de fapt toată lumea mai informată și inclusiv noi ca foști colegi din blocul acum comunicăm cu deputați și cu miniștrii din actualul guvern, lucrurile nu sunt chiar atât de roz. Ce nu este bine acolo? Sunt grupuri, lupte, sunt ce e? Conflicte, sunt întrebări și între cine? Referitor. Între, bună oară, între președinta Maia Sandu și prim-ministru Natalia Gavriliț. Sau, bună oară, cei ce a menționat anterior și domnul Munteanu referitor la activitatea lui Andrei Spânu. Și s-a discutat și anterior, s-a pus întrebarea unor remanieri sau inclusiv schimbări întregului cabinet de ministri în frunte cu Natalia Gavriliț, doar că se punea anterior întrebarea când va fi aceste schimbări, până în iarnă sau după iarnă, când toate bilele negre vor fi acumulate de actualul guvern. Pentru că toată lumea, inclusiv actualii deputați din partidul majoritar, cât și probabil și simpatizanții acestui partid, observă că pe anumite domenii sunt foarte multe scăpări. Am ajuns la o situație când întreaga societate civilă, inclusiv opoziția, cumva a regretat demisia lui Marcel Spătar, pentru că și noi ca opoziție, ca Platforma Demnitate și Adevăr, am menționat doar două portofolii din actualul guvern care își fac onorabil, profesionist activitatea. Din păcate, activitate sau succese pe alte domenii care nu neapărat țin de consecința sau impactul acestui război, crize energetice și așa mai departe, nu le vedem. Bună oară, reforma justiției sau domeniul agrar sau alte proiecte pe care, din păcate... Iată de ce pe aceste domenii în care ziceți că nu se prea văd reformele și, într-adevăr, nu se prea văd. O să discutăm un pic mai târziu și despre primul raport al Comisiei Europene, care se pare că nu va arăta foarte rost pentru Republica Moldova. Constată că avem mai puține progrese decât Ucraina, care e în război, și Georgia, care acum trece într-o perioadă nu tocmai democratică, cu procedee nu tocmai democratice. Dar iată pe domeniile în care avem restanțe, nu se întâmplă schimbări în guvern. Și asta este o întrebare foarte bună. Anterior ați discutat în platou despre posibilitatea ca intervenții, nu știu, a primului ministru la desecretizarea anumitor documente care, din punctul nostru de vedere, sunt o absurditate. Și ați, iarăși, ați menționat, în Republica Moldova nimic foarte mult timp nu poate fi secret. Mai degrabă sau mai târziu, pe modelul contractului cu Gazprom, anexelor și multor altor lucruri, haideți să spunem, se cunoaște și se face public. Bună oară, avem un deputat aici în studio care misiunea principală a Parlamentului în raport cu guvernul este misiunea de control, de facilitarea transparenței, a respectarea proceselor în adoptarea diferitor acte și așa mai departe. Bună oară, inclusiv domnul Grădinaru, ca deputat în Parlamentul Republicii Moldova, poate face o interpelare, să solicite contractul cu Ciurganiu,
pentru că sunt foarte multe semne de întrebare referitor, și nu doar din partea noastră au apărut semnele aceste de întrebare bună oară. Cel mai elocvent exemplu este diferența de preț. În condițiile în care în noiembrie am avut un preț cu 11 dolari mai ieftin decât atunci când s-a negociat. Și credeți că în contract este explicat de ce a crescut prețul? Eu cred că trebuie, din contract putem afla mai multe subtilități. Eu am să mă opresc la ceea ce a spus dumneavoastră la început legat de niște tensiuni care există pe interiorul guvernării, ca să spun așa. Domnul Plângău spunea despre tensiuni care ar exista între prim-ministru și președinte. Domnul Plângău nu spune ceva nou în societate. Deja de un timp circulă acest zvon că există niște tensiuni. Ele sunt alimentate și de plecarea purtătoare de cuvânt de la guvern, care este verișoara președintei. A plecat și asta a alimentat și mai mult aceste speculații că ar exista o problemă de comunicare sau nu doar de comunicare. E adevărat sau nu? Există niște tensiuni? Nu cred că există semne. N-am de unde să știu așa detalii pentru că nu cunosc tot comunicarea. Societatea. Tot societatea vorbește. Păi da? Societatea vorbește, uh-huh. Pentru că iată încercăm să cineva să dea cu presupusul, după care cineva să o dea ca o știri, să altul preia ca un adevăr absolut și deci astfel se naște o informație neveridică, dacă pot spune așa. Nu cred că există asemenea lucruri, dar vă spuneam, în relațiile interpersonale la dumnealor n-am cum să cunosc nemijlocit comunicarea. Din comunicarea publică văd că este ok, nu există mari probleme. Comunicarea publică nu există în acest moment există, între cele două. Dar eu spuneam încă o dată, deci de ce încercăm să mergem pe speculații și nu încercăm să vedem ce aici se întâmplă de fapt? Pentru că dacă ne uităm întotdeauna și doamna prim-ministru și doamna președinte, în principiu au avut aceleași viziuni asupra anumitor procese și lucrurile s-au întâmplat în aceeași direcție. Este evident că atâta timp cât aceste două persoane cu funcții publice în stat văd în același fel și merg în aceeași direcție, atâta timp... Dar cum ajungeți la concluzia că ele merg în aceeași direcție? Cum de ce? Pentru că ele... Care este acea direcție? Care sunt indiciile? Viziunea asupra reușitilor sau nereușitilor unui ministru, ca exemplu, da? Sau soluțiile care sunt văzute pentru anumite probleme, ca exemplu, da? Deci atunci când aceste opinii sunt aceleași, atunci desigur că există unitatea asta. Atunci când ele ar fi divergente, desigur că s-ar vedea această... Haideți să revenim la ce a spus domnul Munteanu un pic mai devreme despre observațiile făcute de președinta Maia Sandu. Păi tocmai asta am vrut și să-i dau replică domnului Munteanu, cum mi-ați dat voie. Deci spuneam, unu, noi nu avem cum, domnul Munteanu, să lăsăm pe cetățeni acum iarna fără ajutor. Doi, sursa de finanțare exact a existat, acele 300 de milioane care știți bine și dumneavoastră ați vorbit despre ele, care sunt pentru a acoperi aceste cheltuieli. Al treilea aspect, energia regenerabilă în Republica Moldova nu poate fi mai mult de 15% pentru că nu avem capacitate reglare în rețea. Această cotă de aproximativ 15% este și în afara țării. Acum, pentru toată această, pentru cota de până la 10%, dacă nu greșesc, cel puțin 7 procente că a fost depășite, dar de la 7 până la 10 nu sunt sigur, dar undeva aici aproape 10%, deja ea a fost comercializată, adică a dat posibilitate producătorilor să pună în funcțiune, fie că e vorba de parcuri fotovoltaice, fie că e vorba de eoliene și așa mai departe. Deci ea este practic valorificat. Și noi tocmai la sfârșitul anului trecut am votat creșterea acestei cote de la 10% care era anterior până la 15% ca să dăm posibilitatea să producem mai mult în rețea energiei electrice. Corect ați spus, ea este mai scumpă, dar dacă să privim prin prisma securității energetice, este mai important ca să o producem, chiar dacă și mai scump, dar să o producem și am aprobat în Parlament câteva legi de simplificare a implementării acestor sisteme. Acum, ceea ce ați spus despre, ca exemplu, ați spus despre acel mesaj care a fost transmis de către doamna președinte cu referire la portofoliu care îl gestionează acum domnul ministru Spânu. Nu văd o problemă, pentru că, într-adevăr, portofoliul domnului Spânu este un portofoliu foarte larg, deci foarte mare, cu foarte multe atribuții și mai ales ținând cont că trecem prin această criză și, într-adevăr, sunt o serie de probleme pe aceste domeniu și poate că ar trebui mai mult atenție, poate că ar trebui mai mult comunicare, ceea ce a și menționat doamna Sandu și doamna prim-ministru a și spus la fel. Ea nu vede o problemă dacă acest minister ar fi divizat în două.
Acum, de ce s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat până acum? Da, putem discuta. Cred că este cel mai bun, cel mai pertinent ar fi să-i punem această întrebare doamnei prim-ministru. Dar nu a văzut nimeni o problemă între asta, nici doamna prim-ministru, nici doamna președinte. Nimeni nu vede o problemă, nici în faptul că e nevoie de remaniere în guvern, nici în faptul că e nevoie de restructurare acestui guvern, dar problema este că despre asta se vorbește de un an de zile și lucrurile astea nu se întâmplă. Și noi tot vorbim despre aceleași ministere că sunt problematice și că întârzie reformele pe unele dintre ele, că nu sunt în clare procesele în altele de între ele. Noi asta aveți aproape 2 ani de mandat. Da, păi un an și jumătate. Tocmai asta și-am vrut să vă spun, că noi încercăm să tragem atenția doar la ceea ce este negativ și mai puțin la ceea ce este pozitiv. Pentru că nimeni nu s-a interesat vreodată cum, de ce până acum niciodată n-am avut acces la bursă, cum avem, ca să procurăm energie și în genere și gaz de piața europeană. De ce până acum n-am avut niciun contract de, ca să folosim rețelele altor state pentru a tranzita? Eu cred că societatea știe lucrurile astea. Păi iată, dumneavoastră credeți că ei cunosc doar lucrurile bune, nu și lucrurile rele. Și puneți în vedență cumva doar lucrurile rele. Nu, știți de ce? Exact ca știrea aceea că un polițist a fost premiat pentru că a salvat, sau un pompier a fost premiat pentru că a salvat dintr-un incendiu o persoană. Asta este obligația de serviciu. Obligația de serviciu a guvernării este să facă lucruri bune. Deci nu trebuie să aplaudăm într-una numai pentru că faceți lucruri bune. Nu trebuie să aplaudăm, dar trebuie să facem cunoscut societății inclusiv aceste aspecte. Păi da, le pentru facem. Că foarte multe lucruri din ceea ce a făcut guvernarea PAS s-au întâmplat pentru prima dată. Pentru prima dată am făcut rezerve. Pentru prima dată, în sfârșit, am pornit acest gazoduct Chișinău, Iași-Chișinău. Pentru prima dată s-a început, în sfârșit, acea rețea Vulcănești-Chișinău. Pentru prima dată s-a repus în discuții despre rețeaua Suceava-Bălți și așa mai departe. Deci, pentru prima dată, noi vorbim de multe lucruri care se întâmplă pentru prima dată. Și noi nu spunem că, da, acestea sunt lucruri ok, dar sunt și anumite probleme. Dar noi doar menționăm... Spuneți-vă, rog, oportunitatea despre care am vorbit. Eu mi-amintesc momentul în care a fost deconectată energia electrică pentru că erau luptele din Ucraina și am avut o campanie foarte frumoasă de solidarizare pe rețelele de socializare, nu mai țin minte cum exact. Temnatei, bezvas, da. Foarte frumoasă. Eu am aplaudat. În sfârșit, iată, nu pentru că vrem, dar pentru că suntem impuși de situație, ne luăm distanța asta de, și ne decuplăm de, energetic de la tot ce înseamnă energie rusească. Ca să treacă câteva zile și acum unde suntem cuplați? Da, acum suntem la, avem contract cu Congres, avem contract... Adică tot la energie rusească? Noi suntem acum conectați acolo din câteva motive și a spus și atunci domnul Spânu și repet și eu acum. Deci, unul, spuneam, atunci când a fost atacat rețeaua ucraineană, noi am constatat s-a făcut public deja situația că în aceste situații este întrerupt energie electrică în Republica Moldova și bine că atunci a fost în regim de pompier, dacă pot spune așa, conectat în câteva ore. Dar acesta nu este un lucru normal ca la fiecare bombardament a Rusiei, noi să fim deconectați. Deci, Rusia întotdeauna va găsi argumente și posibilități să ne atragă să rămânem în sfera lor de influență. Prin preț mai mic, prin alt fel de lucruri. Cum te decuplezi și devii parte a Uniunii Europene sau a comunității energetice europene dacă veșnic aduci argumente de ce este mai bine cu rușii? Tocmai ca să nu fie veșnic, noi, cum vă spuneam, avem măsuri pe termen scurt ca să asigurăm un preț decent pentru cetățeni. Și ați văzut probabil că a scăzut prețul de la 1 ianuarie la energie electrică. Și sperăm, cum? 3 și 4, dacă nu greșesc. Puțin. Dacă ar fi fost să menținem contractele care le cumpăram sau de pe piață cum cumpăram, ar fi trebuit să fie 8. Eu cred că 34 raportat la 8, doar o secundă. Dar prețul la gaz. Doar o secundă. Dacă raportăm 34 la 8, de două ori și mai mult, cred că este evident. Mai mult ca atât, impactul creșterii prețului la gaz, de exemplu, și impactul creșterii la energie, sunt două impacte diferite asupra producției. De regulă, producția de gaz are un coeficient sau un impact mai mic asupra producției comparativ cu energie electrică. Și cei ce ar fi demarat, respectiv, o inflație la celelalte produse alimentare și nu doar alimentare. Respectiv, am fost într-o situație și mai complicată. Și dacă ați spus de prețul la gaz, iarăși, avem prețul de achiziție la gaz, 960 și aproape de 1000 de dolari, 1000 de metri cubi. Deci undeva suntem cam în aceeași marjă care am cumpărat și până acum. Deci cumva prețul rămâne același. Deci ce avem acum? Avem un preț rezonabil la gaz și avem și la energie electrică. Dar cu ce cumpărați prețul rezonabil? Cu ce prețurile de pe piață? Raportate la prețurile de piață, raportat la prețul de piață. Da. Păi sunt, ce am cumpărat noi? Nu, păi sunt mai mici. Păi, și normal, dacă le-am cumpărat noi,
erau și mai scumpi pe piață. Și noi nu puteam să stăm să așteptăm, să ne gândim, dar o să crească sau o să scadă. Strategie de cumpărat atunci când e cel mai scump și de acolo nu când e cel mai scump. Spuneți, vreau, dumneavoastră, știți ce o să fie mâine pe pâine pe bursă? A știut cineva că în vară o să fie 3.000 de dolari, 1.000 de metri cub? Haideți, domnul Brângă, o să nu glumim acum. Și cine putea ști că două luni în urmă că o să crească prețul la gaz sau o să scadă? Haideți să fim serioși. Noi era de datoria noastră să avem garanții și să avem rezerve. Să-i dăm voie și domnului Brângă, că el a vorbit mai puțin. O zi foarte încărcată, dar deja cumva începe a te obosi demagogia asta fără absolut niciun efect. Până acum am discutat că nu există transparență dumneavoastră. Foarte multe semne de întrebări, începând cu, iată, cu ceea ce a menționat domnul Munteanu cu anexe și așa mai departe. Atâtea o sumedenie de întrebări la tot ceea ce ține în jurul domeniului energetic, că deja toate justificările respective deja pur și simplu cam epuizează și obosesc. S-a menționat printre reușitele și așa mai doar în câteva aspecte. Rețeaua Chișinău-Vulcănești. Păi mergeți atât, dumneavoastră sunteți jurnalist de investigație. De ce atunci este dosar la Procuratura Anticorupției pe modul în care s-a făcut licitația asta, începând cu caietul de sarcini și terminând cu caietul de sarcini nu l-a scris actuala guvernare. Nu l-a scris actuala guvernare, zic, începând cu caietul de sarcini până, până la încheierea contractului. Este dosar, dumneavoastră asta tot așa, credeți. Eu am fost în calitate audiat, în calitate de martor. Domnul nu, vreau să ne spuneți și eu când menționez ceva, eu nu menționez așa demagogic, aruncând în aceeași oală energie electrică, nu știu și acolo, cu ciurgani, dar gaz. Dar aș fi curios să ne spuneți și mai mult. Pe mine personal mă deranjează faptul că această linie aeriană Isaccea-Chișinău va începe, evident, să fie instalate piloni ăștia de înaltă tensiune, abia după lansarea producției de piloni în India, din 2025. Deci noi, în condiții de război, în condiții de război, nu am reușit să accelerăm implementarea acestui proiect vital pentru alternativă. Termenul în care trebuie să fie realizat proiectul? Abia de la jumătatea anului 2025 vor începe să fie produși acești piloni. Felul în care noi am gestionat situația energetică nici de cum nu cere o decorație pentru ministrul Spânu, ci a fost o situație permanentă de avarie. Toată lumea căuta soluții haotice. Și atunci când domnul Grădinar sigur vorbește despre faptul că Republica Moldova a intrat pe Opcom, pe platforme de tranzacționare, aici trebuie să adaug că au existat și alte platforme de tranzacționare care ofereau accesul și garanțiile și integritatea procesului pentru achiziționarea și de electricitate și de gaze naturale pe BRM. Iar decidenții de la Chișinău au evitat în mod îndărătnic orice fel de asociere cu această platformă, care este recunoscută în toată Uniunea Europeană, pentru că au dorit ca Energocom, o companie de stat, să facă singură aceste achiziții de energie. Ceea ce a fost prost pentru businessul privat din Republica Moldova. De ce fost... este prost pentru businessul privat? Pentru că businessul privat ar fi dorit să facă singură achiziții. Uh-huh. Să nu există un monopol. Deci, pe lângă faptul că avem monopolul Moldova Gaz, pe furnizările de gaze din Federația Rusă, avem monopolul la importuri de gaze naturale și electricitate în situații de criză. Și deasupra la toate aceste, evident, evenimente nefericite pentru economia națională, a fost un vâl de secretizare și într-un fel discreție a decidenților din Guvernul Republicii Moldova de a lua anumite decizii sau altele. Și atunci când, de exemplu, există anumite nemulțumiri la nivelul societății, aceste nemulțumiri, ele trebuie să fie clarificate prin discuții, prin dialog. Nu doar în bula respectivă a guvernului PAS, dar, de exemplu, în comunitățile de experți, în sectorul privat și în foarte multe comunități care au dreptul constituțional de a se informa. Despre transparență, în actuala guvernare o să discutăm și mai târziu, că pentru că probleme legate de transparență nu sunt doar la Ministerul Infrastructurii, sunt destule și în Parlament probleme de cum sunt înaintate unele proiecte de lege. Dar cum s-a adoptat bugetul pentru anul 2020? Da, o să discutăm un pic mai târziu, dar trebuie să luăm o pauză. Înainte de pauză vreau să citez un fragment dintr-un comentariu de pe Facebook a fostului prim-ministru Ion Sturza, care este, mă rog, el este un critic constructiv al PAS, ca să zic așa, el, un susținător, dar și uneori un critic. Eu am să citesc fragmentul despre care vreau să discutăm după pauză. Ceea ce facem noi, și nu e doar la acest minister, am transformat totul într-un... Acest minister era Ministerul Economiei. Am transformat totul într-un hihi, haha, de tat. Și ce? Prea deștepți sunteți, nu vă place cum comunicăm,
Atunci nu vă mai spunem nimic sau la Paștele Calului. Poate doar că riscă să moară calul de penibil ce e. Un singur lucru îl mai ține în viață. Noi, cei care suntem cu tot sufletul pentru, nici jenă să spunem lucrurilor pe nume. Astfel, suntem, devenim complici și aplicăm dezastru incompetenței. Aici, ai lor sunt și mai jarnic în ceea ce propun. Întrebarea mea, cum rupem cercul vicios? Poate mai ascultăm de cel care ne-a făcut, unicul care a avut și mai are valoare politică? Iertată să fie întrebarea. Ce a avut în vedere domnul Sturza când dumnealui mai transmite așa mesaje codificate, când spune poate mai ascultăm de cel care ne-a făcut, unicul care a avut și mai are valoare politică? Despre asta după publicitate. Тридцать лет независимости, семь президентов, десять парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Bine v-am regăsit la cutia neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Fările cele așa și se murează în procuratură. Fiecare zi, un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20:00. Doar la TV8. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar, după ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu firul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Mă tin că la magazinul din Vale până era mai ieftină. Parcă interesează pe cineva cum trăiesc eu din salariul de profesor. Birocrație, mită, tăți nacealnici, dar tu plătești taxă, plătești. Spală, mătură, șterge, dă-i ca înainte, scuipă de parcă-și bat joc. Și el mi-te-l trebuie să-l încalți pe frațiu, de pentru aici mai mare, trebuie iară să împrumut. Copilul nu poate să mănânce numai cartofi. El are nevoie și de o bucată de carne, și o legumă, și o banană.
Plătești, Gheorghe, taxa de drumuri, dar drumuri așa și nu avem. Sește, grindină, lucrător nus, n-ai unde vinde. Bătaie de joc. Тридцать лет независимости, семь президентов, десять парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șori, ce urmează să se întâmple? Țările cele așa și smurează în procuratură. Fiecare zi, un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20:00. Doar la TV8. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat. Am revenit în studio. Despre probleme vorbim și în emisiune, nu doar în pauză. Domn Grădinar, dar și ceilalți invitați. Revin la declarația asta scrisă, comentariul ăsta al domnului Sturza. Ce e, despre ce încearcă el să ne spună nou la toți? Despre activitatea Ministerului Economiei. Este un susținător fervent a actualei guvernări și probabil că el regretă că acel credit, capital politic pe care l-a transmis la alegerea, mai ales din 2021, practic se evaporă. Iar așteptările lui și a multor persoane care au votat în 2021, practic creează multe dezamăgiri. Asta e clar, asta este vizibil. Da, dar el zice evident. Că poate mai ascultăm de cel care ne-a făcut. Cel care a făcut pasul este în primul rând președintele Maia Sandu. Da. Este evident. Pilonul de legitimitate. Și aici aș reveni din nou la ceea ce am afirmat anterior. Fiind la Washington, doamna Sandu a spus, eu vreau să văd o reformă a sectorului energetic. Nu s-a întâmplat, pentru că reacția peste două zile a ministrului Spână a fost, în principiu, noi mai angajăm 20 de oameni. Dar când vorbești de reforma unui minister atât de cheie, de exemplu, prin fondul de dezvoltare regională, energie, infrastructură, nu este vorba să mai adaugi mecanic 20 de persoane. Ori nu înțelegi ce înseamnă administrație de stat, înseamnă reingineria întregului sistem. Doi, dacă vorbești de transparentizare și ceri de fapt, publicarea contractului și nu urmează după asta nimic și după ce repetă doamna Gavriliță, nu urmează nimic. Asta înseamnă că legitimitatea și autoritatea președintelui Maia Sandu este contestată, de fapt. Și este contestată din interiorul actualei guvernări. Acum, posibil că domnul Grădinar nu va fi de acord cu această opinie, dar există o percepție a unei fragilități extreme actualei guvernări datorită intereselor care s-au depărtat.
Pentru că perioada în care au primit acest mandat este în urmă, nimeni nu știe ce se va întâmpla în continuare, pentru că provocările sunt foarte mari și atunci există o anumită, așa cum se desparte apa de ulei, anumite grupuri influente, care au devenit suficient de influente pentru ca să-și permită autonomiei de a lua decizii, diferit de pilonul de legitimitate la care face domnul Sturza. Și aici aș dori să menționez doar un singur lucru. Acest lucru este legat de faptul că am impresia că PAS s-a întins mai mult decât era Iordanul, adică Plapuma. Pentru că au luat o guvernare pentru care n-au avut suficiente resurse umane, administrative. Le-a dat poporul. Este adevărat. Că n-au luat dar mai una decât... este să primești mandatul populației, a votanților, și alta este să acoperi cu o școală sau o resursă de cadre toate necesitățile. Pentru că politizarea este altceva. Politizezi de sus până jos resurse administrative, asta nu înseamnă că gestionezi sau guvernezi în mod eficient. Și aici este mare problemă, bătaie de cap și probabil o problemă pentru toți restul cetățenilor din Republica Moldova. Că să te afle la timon, la guvernare, să nu înseamnă să guvernezi. Și în acest moment, plecările unor miniștri nu înseamnă decât, de fapt, un fel de simptom a neputinței guvernării de a răspunde la marile provocări care sunt în societate. Acum, care este situația? Ieșirea din acest impas nu este simplu, pentru că depinde și de pilonul de legitimitate, care trebuie să stimuleze această guvernare să fie responsabilă pe domeniile cheie. În ce mod să stimuleze? Deci în condițiile în care transmite mesaje, că lucrurile... Deci din moment ce deja mesajele vin sugerate, dar public, se demonstrează că pe interior s-a încercat, dar nu s-a reușit obținerea unui rezultat. Și mesajele, atunci ce trebuie să facă? Mesajele foarte puternice a partenerilor noștri este, în primul rând, o anumită lustrație în interiorul guvernării. Uh-huh. Această lustrație, așa cum înțelegem noi definiția, înseamnă curățarea de elemente care nu fac bine bunei guvernări. Asta înseamnă plecarea unor persoane care sunt odioase, ca să zic așa. Doi, sigur că deadline-urile sau termenii la care această guvernare trebuie să livreze sunt foarte strânse. De exemplu, domnul Popescu, ministrul afacerilor externe, spune că noi spre primăvară trebuie deja să livrăm niște rapoarte pentru ca să fim în cărți. Ați menționat la începutul acestui program că Georgia, aparent, și Ucraina, care este în război, se mișcă mai repede, au mai mulți indicatori de raportat la implementare decât Republica Moldova. Și atunci nu dai vina pe război. Războiul e alături de noi. Problema este în performanță slabă pe anumite sectoare cheie. Da. Aceeași întrebare, domnul Grădinaru, legat de ce a vrut să spună domnul Sturza. Dacă sunteți de acord cu domnul Munteanu, ce a spus dumnealui? Dacă nu, să ne spuneți. Deci eu cred că fiecare om are dreptul la opinie și inclusiv domnul Sturza are dreptul să se expună. Și eu cred că fiecare se expune prin prisma cum vede el lucrurile sau cum vede el rezultatele sau cum vede el activitatea unui ministru sau în genere a guvernului ca și ansamblu. Și este drept să aibă părerea dumnealui. Eu nu neapărat împărtășesc părerea dumnealui, dar împărtășesc în limita în care el spune că întotdeauna trebuie să ținem cont de cel care ne-a constituit și eu cred că aici nu este vorba doar de doamna președinte, este vorba de însăși alegătorul care ne-a dat acest mandat, care, cum ați spus dumneavoastră, ne-a dat posibilitatea să guvernăm și desigur trebuie să ascultăm vocea poporului. Cum ascultați dumneavoastră vocea poporului? Că ce vrea poporul să vedeți la următoarele alegeri? Nu, acolo cu siguranță o să vedeți. Dar până atunci? Nu, deci haideți să le luăm pe rând. Da? Deci pe anumite ministere, oamenii care erau implicați în acel minister sau din acea breaslă sau societatea civilă ne atenționau asupra unei slabe comunicări sau de conlucrare cu un anumit ministru. Noi am încercat să îmbunătățim lucrurile acolo unde n-a fost posibil, a fost ministrul și-a depus mandatul și respectiv a venit altcineva, a încercat să impulsioneze lucrurile. Dar sunteți selectiv pentru că societatea vorbește de mai multe ministere, dar lucrurile se schimbă doar la unele dintre ele. Undeva aceste argumente sunt, undeva lucrurile sunt mai argumentate, altele sunt mai puțin argumentate. Ce trebuie să se întâmple ca să decideți dumneavoastră că chiar dacă un ministru nu este gata
să renunțe la mandat, să se despartă de fotoliul de ministru. Dacă nu vrea, nu putem să-l ținem la infinit, atunci îi cerem demisia, depunem moțiuni. Ce trebuie să se întâmple pentru asta? Ce trebuie? Argumentele care sunt să fie pertinente și respectiv atunci noi luăm decizia de societății. Dacă președinta mâine iese cu o declarație în care spune tranșant că își dorește, că crede că iată pe domeniul cutare și cutare nu există rezultate. Desigur că doamna președinte este un exemplu pentru noi și întotdeauna, desigur că părerea dumneiei este luată în calcul în primul rând, dar întotdeauna noi încercăm să analizăm toate argumentele pro și contra și să luăm o decizie în consecință. Adică s-ar putea că chiar dacă reși să nu luați o decizie? Nu putem să dăm acum un răspuns dacă da sau nu, spuneam încă o dată, întotdeauna doamna președinte a avut o... nu știu cum spun, argumente întotdeauna în ceea ce a spus și întotdeauna a fost convingătoare. În situația în care va avea suficiente argumente, desigur că ea, părerea dumneavoastră va fi susținută. Eu n-am prea înțeles. Dacă veți susține... Dacă vor fi argumente suficiente, da. Cred că dacă iese, vine cu argumente. Când a avut loc ședința nocturnă la președinței, să înțeleg că nu au fost argumente. Eu vreau să vă spun că tot aud cuvântul noaptea. Noi, eu personal, în Parlament, ies de... practic cel mai des ori mai târziu decât ora 5 la care noi am avut acea ședință. Eu cel mai des ies cam la 7 și cred că asta puteți să vorbiți cu angajații Parlamentului. Ies mult mai târziu decât a fost acea ședință. Așa că haideți, vă rog, să nu... Afară era întuneric. Colegii pot să pună pe post acele imagini. Iată, le vedem. E drept. Da, 5-6 maxim. Era vreo ora 6 sau 7. Dar vă spun, eu din Parlament ies cel mai des mai târziu decât această oră. Așa că haideți să fim serioși. Întrebarea a fost alta. Când abstracții de ce timp era afară. Da. Atunci n-au răsunat argumente? Nu știu despre care argumente dumneavoastră vorbiți. Domnul Marian, atunci v-a dat răspuns la toate întrebările la care au fost puse. Eu nu am nimic de adăugat la ce a spus domnul Marian. Dar tocmai după această seară s-a simțit această răcire a relațiilor dintre președinție și asta spun mai mulți experți. Eu nu stau cu termometru. Comentatori, cei care urmăresc procesele politice. Nu. Haideți să avem încredere în instituții, haideți să avem încredere în oamenii care sunt în aceste funcții. Și când începi un mandat, dar pe parcurs încep să ai încredere în funcție de eu cred că dacă doamna președinte are ceva de spus, o să spună public, ea niciodată nu a ezitat să spună lucrurile. Dacă este adevărat ceea ce discutăm acum, domnul Plâncău, mă adresez dumneavoastră, că există niște nemulțumiri la președinție legat de mandatele unor miniștri. De ce nu spune public președinta despre faptul că crede că e nevoie de schimbări în acele ministerii? Haideți să nu uităm despre particularitățile unor relații personale, colegiale, pe interiorul partid și așa mai departe. Nu a fost o problemă când s-a solicitat demisia unor ministeri, bunăoară, Ministerul Agriculturii sau Mediului sau așa mai departe, oameni care au avut probabil mai puțin suport politic pe interiorul partidului de guvernământ. E altă chestie când sunt anumite semne de întrebare referitor la performanțele unor oameni care au și anumite funcții în interiorul partidului de guvernământ. Dar altceva este mai interesant de exclamat în situația asta în care discutăm nu în primul rând cine cu cine se ceartă, dar atragem atenția la lipsa performanțelor mai multor portofolii din cadrul anumitor ministere. Și când domnul Cădinar... Despre asta am discutat. Întrebarea este dacă se constată că există lipsa de performanțe sau proasta performanță. Noi asta, despre asta și discutăm. Despre asta și discutăm. Noi suntem într-o situație în care fiecare instituție ale statului are prerogativele sale. În cazul de față, haideți să nu mai trișăm când spunem societatea să aducă argumente sau, nu știu, președinția să aducă argumente. Și treaba are președinția să aducă argumentele lipsă de performanță sau performanță ridicată. În primul rând, eu am spus, conform legii, dacă vreți, în primul rând, atribuțiile astea revin Parlamentului. Eu tind să recunosc, din păcate, în momentul de față avem un parlament care este inactiv. Nu își onorează obligațiunile sale nici constituționale, nici legale și în cele mai dese ori, ultima perioadă, în special ultima perioadă, proiectele de legi care vin de la Parlament strânesc numai critică, reacții de genul votate în lipsă de transparență cu încălcare de procedură sau reacții de unde s-a luat proiectul ăsta și legea asta, mai bine vreau să discutăm despre astea. Acum, până atunci, acum haideți să totuși constatăm o situație. Noi avem un război, o situație
de criză și energetică și economică și foarte multe întrebări sensibile se mai... Bună oară, despre asta aș menționat și domnul Sturza în postare. Bună oară, mai încerci să închizi ochii la anumite lucruri pentru că trebuie să ții cont de particularitățile situației complicate în care ne aflăm și să nu ridici temperatura din societate mai mult. Dar constatăm și noi vorbim lucrurile astea ținând cont de faptul că alegerile parlamentare o să fie mult mai târziu, nu știu, peste 2 ani sau când o să fie în termen și ca să nu pierzi perspectiva de a mai avea o guvernare pro-europeană, că de regulă de eșecurile guvernării mereu beneficiază partidele sau forțele de extremă care critică cel mai dur sau cu cuvinte cele mai dure și în momentul de față sunt forțele pro-Kremlin din Moldova, atunci trebuie să ții cont că deja în joc nu este pusă doar reputația ta sau capacitatea ta de a guverna în continuare, confortul tău de a guverna fără critică sau nu știu mai ce, dar inclusiv și perspectiva noastră ca stat. Ori, din punctul meu de vedere, dacă noi perseverăm în a închide ochii, în special a nu da ghionturi în privat, particular sau chiar public atunci când argumentele tale nu mai sunt auzite celor care iau anumite decizii, atunci trebuie să ne asumăm și un eventual risc foarte eminent ca la guvernarea Republica Moldova să vină forțe pro-Kremlin cu proiecte mai vopsite în culori mai nu știu, pro-europene sau de altă euro-reparație natură, da. dar haideți să ne asumăm aceste lucruri dacă preferăm acum să închidem ochii. Da. Haideți să răspund doar câteva chestii. Deci, unul la mână. Dacă părerea unui partid sau unui lider de partid sau unei părți a societății nu coincide cu părerea guvernării, nu neapărat că acest lucru este greșit. Pentru că eu am încercat să vă explic cel puțin, de exemplu, pe ultimele contracte semnate, de exemplu, ultimul contract semnat cu Congresul și cu cele de achiziții de gaze și faptul că dumneavoastră nu sunteți de acord cu mine, nu neapărat spune că domnul Spânu este corupt sau nu știu ce. Nu. Deci, unul. Al doilea aspect care vreau să spun. Noi avem o oră și 15 minute de când discutăm și discutăm doar despre niște suspiciuni, despre niște păreri de nu știu unde aflate și nu știu cum. Dar au trecut doar 12 zile din anul 2023 și eu vă spuneam, de la începutul anului s-au întâmplat câteva lucruri foarte bune pentru Republica Moldova. Vă spuneam mai devreme despre faptul că Platon nu și-a câștigat miliardul pe care a încercat să-l fure, că lui Platon 270 de milioane de lei i-au fost luate de arbitri. Haideți să nu exagerăm chiar dacă e de bine ce spuneți, dar asta este doar o măsură într-un proces. Noi încă nu avem foarte finalitate corect. Pe cauză. Dar faptul că ele au fost pregătite pentru situația în care va fi condamnat, că ele să fie identificate și întoarce statul, ăsta este un pas foarte important. Să fie condamnat. 24 de ambulanțe au fost distribuite în diverse regiuni ale Republicii Moldova. 3 generatoare au fost date la diferite instituții medicale. Da? Iată, tocmai și spuneam domnul Spânu cu pe aspectul de transport public, pe transparență. În 12 zile, doar o secundă, câteva care v-am spus doar eu, noutăți pozitiv, despre care noi n-am discutat nici o minută aici în platou. Nu, stați un pic. Domnul Grădinaru, ambulanțe și generatoare, a cumpărat și Chico și Filip și nu știu ce. Noi nu am zis că ei sunt minunați pentru că au făcut asta. Haideți să vorbim despre lucrurile pe schimbat biecul. Care ați fost votați. Că dumneavoastră ați fost votați, nu să cumpărați 3 generatoare și 4 ambulanțe. Să asigurăm inclusiv. Dumneavoastră ați fost votați pentru mesajul puternic, anticorupție. Da? Nici măcar nu pentru rezolvarea crizei energetice, că nu știam că o vom avea. Haideți să discutăm despre ea, dacă tot ați pomenit despre Platon. Eu am să vă dau un alt caz, că de fapt anul a început cu stângul pentru justiție. Prin faptul că au fost declarați nevinovați Iemata Bârță și mai mulți funcționari din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, cei care au fost implicați, cel puțin așa pretind procurorii, în Landromat. Ei au fost declarat nevinovați. Asta pe fond, deci instanța... Asta nu s-a scris pe message box. Nu. Poftim? Haideți... Așa. Deci lucrul ăsta, nu știu dacă ați citit hotărârea de judecată, vă recomand să o citiți. Eu am citit-o, vă recomand, pentru că e interesantă din multe perspective. Pentru ca să fie dată această soluție a instanței, au contribuit multe instituții, inclusiv Curtea Constituțională, care a declarat neconstituțional un articol din codul penal și iată, pornind de la asta, tare mă tem că și Platon s-ar putea să fie declarat nevinovat în Landromat, că nu vom putea demonstra prejudiciu adus interesului public. L-am avut și cu, acum eu am promis că nu speculez ceea ce mi se pare incorrect, dar
Tauber a ieșit din arest la domiciliu, iarăși un semnal prost, deși oamenii trebuie să înțeleagă că arestul nu este pedeapsă, este măsură preventivă. Pe dosar ușor, de 2 ani de zile aud că iaca o să fie sentință, ea nu este și am impresia că a intrat în hibernare acest dosar. Nu știu ce înseamnă pentru cetățeni reformele în justiție, dar pentru mine tocmai asta înseamnă. În primul rând, dosarele astea sensibile să le văd rezolvate în interesul public al cetățeanului. Corect. Și nu în interesul unor oameni care au bani. Foarte corect a spus. Deci trebuie să delimităm și să vedem cine sunt subiecții decidenți pe cauze diferite. Păi asta încerc să vă explic. Deci ceea ce vă spuneam mai devreme este, într-o anumită măsură, responsabilitatea entităților care se află în subordonarea fie a Parlamentului, fie a Ministerului, fie sunt organe independente unde noi am numit anumite persoane. Dacă noi vorbim, de exemplu, de ARBI, sau procurator anticorupție care a solicitat sechestru pe aceste bunuri, este cetățeanul pe care noi acolo l-am numit responsabil. Dacă noi vorbim despre Ministerul Justiției care a angajat niște avocați, care a reprezentat interesele și a avut câștig de cauză, este succesul Ministerului Justiției. Iar atunci când vorbim despre niște judecători care iau anumite decizii, eu ca și dumneavoastră împărtășesc această grijă. Și ca și dumneavoastră am spus că noi trebuie să curățăm acest sistem. Și eu nu-i laud și nu mă mândresc cu rezultatele judecătorilor. Dar nici dumneavoastră ziceți că dacă e de bine sunt ai noștri, dacă e de rău. Nu. Eu vorbesc despre instituțiile care noi le-am numit și care întreprind anumite măsuri, respectiv noi suntem responsabili pentru ei. Iar pentru sistemul de justiție care a fost cum a fost până acum, noi nu putem să fim responsabili. Și noi am spus că da, nouă nu ne place sistemul. Dar care o să fie momentul din care dumneavoastră o să fiți responsabili? După ce o să treacă evaluarea, desigur că da. Pentru că în momentul în care o să treacă evaluarea, atunci noi putem să ne asumăm. Pentru că noi am zis că el poate fi promovat sau nu. Și atunci dacă noi ne-am asumat că el poate fi promovat, doar o secundă. Acum încerc să spun. În momentul în care este reținută doamna Tauber sau în momentul în care este reținut domnul Dodon pentru acuzații, corupție și așa mai departe, ura, este responsabilitatea noastră, lupta noastră cu reformarea. Așa vorbiți dumneavoastră. Inclusiv domnul Grădinaru. Inclusiv în momentul în care ați declarat ea ca Platon, ea că avem performanță pe 200. Ca să fim corect, salut aceste decizii. După și oamenii se eliberați, stau 30 de zile în arest și se eliberați, atunci nu este treaba noastră. Trebuie să înțelegem un lucru. Da, este un domeniu foarte complicat, dar a trecut un an și. Deci, plus, am spus de nenumărate ori problemele și gafele care le-ați început a comite din momentul în care ați început a discuta foarte triumfalist despre domeniul respectiv și toate gafele acum adunate, începând cu promovări foarte dubioase în diferite funcții cheie, interimate, fără legitimitate și procesul de pre-vetting și cu toate celelalte, cu acte normative pe un anumit domeniu concret modificate de câteva ori. Toate duc la scăderea gradului de încredere că reforma asta mai poate avea succes. Preocuparea mea este faptul că în ultimele 6 luni de zile s-a început o anumită decredibilizare a unor instituții care ar fi trebuit să fie autonome și independente, cum este, de exemplu, Consiliul Audiovizualului. Pentru că are loc o decizie de anulare a unor licențe de televiziune, nu prin intermediul sau prin decizia acestui reglementator, și prin intervenția Comisiei de Situații Excepționale. Acum nu vorbim despre meritau sau nu meritau, probabil că meritau, dar toate deciziile trebuie să fie luate de anumite agenții care au această competență. Consiliul Concurenței, cum a fost în haos, a rămas în haos. Monopoliștii nu sunt atinși nici măcar cu un gram din autoritate și din segmentele de economie pe care le gestionează. S-au început intervenții abuzive asupra autorităților publice locale de nivelul 2. De exemplu, mai mulți președinți, deja 3 la rând, nu contează din ce partid fac parte, s-au anulat niște decizii de numire la Căușeni, la Lova și la Criuleni, am impresia, încălcându-se statutul și mergând împotriva logicii juridice elementare. Reforma anunțată cu trâmbiță și fanfară pe reorganizarea administrativ-teritorială a rămas în istorie, pentru că nimeni nu s-a apucat
de această reformă extrem de importantă, care ar fi putut consolida cu un an înainte. Rog încă una, că trebuie iarăși să merge la publicitate. Aceste lucruri pe mine mă deranjează foarte mult, pentru că lista de avansări și progrese este impresionantă dacă ne uităm după lista consultanților politici, dar de fapt rezultatele pe care le văd cetățenii este foarte scurtă și asta este o problemă pentru anul 2023. Luăm încă o pauză de publicitate, după revenim să continuăm discuțiile despre reformele din justiție și concursurile în perioade de interimate. Тридцать лет независимости, семь президентов, десять парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? De ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Sarele cele așa și se murează în procuratură. Fiecare zi, un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm pe cele care contează. Întreabă Ghețu. Vineri, 20:00, doar la TV8. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar, după ce spală mita, o usucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu firul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Mă tin că la magazinul din Vale până era mai ieftină. Parcă o interesează pe cineva cum trăiesc eu din salariul de profesor. Birocrație, mită, tăți, начальник, dar tu plătești taxă, plătești. Spală, mătură, șterge. Da, e ca înainte, scuipă de parcă-și bat joc. Și el mi-a tăl treslingat pe al frațiu, de pentru ei mai mare, trebuie iară să-mi promut. Copilul nu poate să mănânce numai cartofi. El are nevoie și de o bucată de carne, și o legumă, și o banană. Plătești, Gheorghe, taxa de drumuri, dar drumuri așa și nu avem. Sește, grindină, lucrător nus, n-ai unde vinde. Bătaie de joc. We'll be right back.
30 лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. У каждого своя истина. Но не стоит спешить с выводами, ведь всегда найдется альтернатива. Чтобы взглянуть на мир с иного ракурса, смотрите программу «Альтернатива» по средам в 8 вечера на ТВ8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucrurile? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Țările cele așa și se murează în procuratură. Fiecare zi, un început. Noi evenimente. Noi provocări. Pun întrebări ca să aflu un răspuns. Pentru că deciziile lor influențează viața noastră. Iar vineri nu lăsăm evenimentele în umbră. Tragem linia, le dezbatem și le analizăm. Am revenit în studio, continuăm discuțiile despre domeniul justiției și așteptările societății, condițiile pe care le avem noi impuse de Uniunea Europeană, care ne-a dat timp până la sfârșitul anului să facem niște lucruri pe domeniul justiției și iată, nu prea le-am făcut. Avem restanțe pe multe capitole, pe unele justificate, legate de pre-vetting, da, că mai continuă. Drept că nu știu când o să se încheie acest pre-vetting, ce o să mai fie de ales la adunările generale, cam toți nu trec pre-vetting-ul. Pe altele neclare, de ce dosarele de rezonanță, o parte nu se întâmplă nimic cu ele, adică nu ajung să fie finalizate la faza de urmărire penală și trimise în judecată, iar cele care sunt judecate de mulți ani, nu se întâmplă cu ele nimic acolo, ele continuă să fie amânate ședințele, examinate mulți ani la rând și fără o soluție. Iată, pe domeniul ăsta, nu știu cum poate afecta războiul, cum poate afecta criza economică sau alte fel de crize, procesul justiției. De ce nu avem rezultate? Cu șefii schimbați în aceste instituții. Că s-a pus miza pe oameni care nu au dorit schimbarea pe care cumva au văzut-o cetățenii care au votat PAS-ul, dar s-au folosit ulterior de momentul și de, probabil de necunoașterea particularităților din interiorul acestor structuri, acelor care au anumite decizii de ordin politic și asta s-a văzut și prin anumite promovări, inclusiv în momentul de față sunt diferite grupuri de influență, atât în procuratură cât și la nivelul instanțelor de judecată, cu anumite, haideți să spunem, particularități sau simpatii din partea politicului de la Chișinău. Credeți că ei protejează pe cei care sunt vizați de anchetele penale? Uitați-vă, vă dau doar un exemplu, uitați-vă domnul Musteață. A fost foarte bine mersi la curtea, la Consiliul Superior al Magistraturii pe perioada lui Plahotniuc, când erau persecuți, când noi acuzam... Nu ia soluție pe dosare. Înseamnă că noi nu știm cum se discută, când trebuie să fie luată o discuție sau când trebuie să fie repartizat un dosar la anume judecător. Dar ceea ce vreau să menționez despre că foarte mult contează oamenii și aici dacă chiar nu e așa o mare problemă când vorbim de lipsa de resurse umane și așa mai departe, pentru că sistemul de principiu nu e atât de mare să găsești oameni care să vrea să lucreze. Cinstit, salariu, cu perspective. Este realist să finalizezi urmărirea penală într-un an jumătate pe un dosar, să zicem, început în 2019? Depinde de complexitatea dosarului și de oamenii care lucrează asupra dosarului. Ne mai trebuie și 30 de ani să-l finalizăm. Dar pe altele, în bogățire ilicită, noi avem o groază de dosare. Bogățire ilicită, foarte multe dosare sunt niște
putăforii, haideți să spunem concret. Eu v-am dat un exemplu. Dacă vreți, mai mult de jumătate din Republica Moldova să intendeze un dosar, tu poți merge pe calificativul respectiv, numai că nu cred că o să aibă un succes de finalitate. E mulți dintre cei pe care au fost pornite, societatea nu are întrebări. Adică chiar au existat și anchete absolut jurnalistice care au arătat că oamenii ăștia au probleme. Trebuie să le faci și temeinic, da? Până a avea niște precedente foarte serioase, este complicat. Dar noi vorbim aici de cea mai ușoară cale pentru justiție sau pentru a arăta că ei au un anumit efect sau că se mișcă într-o direcție careva. Dar sunt dosare foarte serioase care parcă foarte mult timp a trecut, parcă ar trebui să vedem o finalitate oarecare și nu o vedem. Bună oară, dosarul lui Ilan Șor, dosarii Plahotniuc, în care sunt vizați locotenenții lui Plahotniuc și așa mai departe. Și am spus toate lucrurile astea în momentul în care am mizat pe oameni nepotriviți care aveau anumite afinități, particularități sau cine dracu știe, poate chiar și-au mâncat din mâna oamenilor care, pe care cândva i-au slujit. Haideți să dau un exemplu. Noi, în perioada începând cu 2015 până ulterior în 2019, când am scăpat de Plahotniuc, noi spuneam, justiția este capturată. Și asta era. Păi cum tu mizezi pe oameni care erau, nu oricare judecător de rând sau care n-avea treabă cu politicul, dar care era la conducerea instituțiilor respective, tu spui miza pe persoanele date în momentul de față ca ei să facă reformele. Asta e absurd. După ce a plecat Dodon, oamenii s-au reorientat foarte bine și eu cunosc, eram deputat în Parlament, că oamenii s-au reorientat foarte bine politic, s-au mers la socialiști. Care oameni? Din domeniul justiției? Inclusiv Dorel Musteață și alți judecători care au anumită influență în domeniul ăsta și inclusiv, cred că și presa a scris, nu știu, Ziarul de Gard sau TV8 a scris despre cum Dodon avea întâlniri particulare, inclusiv la Condrița sau președinței cu anumiți actori din sistemul judiciar. Despre și acum, pe aceiași actori, pe unii care, credeți-mă, cei din justiție urmăresc politica mai mult decât cred că o fac majoritatea absolută a cetățenilor. Absolut de acord, sunt foarte atenți la procesele politice. Și la domeniile politici și la oameni care au anumită tangență sau influență în domeniul respectiv și se reorientează foarte bine. Și asta a fost o greșeală foarte, foarte mare. Acum este foarte complicat de reparat greșelile trecutului din simplu motiv. Când începe o reformă atât de complexă, trebuie să o începi foarte rapid. Post-electoral, când gradul de încredere, de legitimitate este foarte ridicat, când nu ești erodat de critică sau de anumite greșeli și atunci tu intri în forță în sistemul ăsta pentru a-l distruge. Cu foarte multe ezitări, cu foarte multe greșeli, acum este foarte complicat. Și sub a doilea aspect. Oamenii au pierdut încrederea că lucrurile care au început sunt ok. Este cauza și comunicării extrem de proaste, este cauza adoptării unor acte normative foarte dur criticate de societate. Practic au fost create probleme pe loc gol, acolo unde nu existau până nu de mult. Și lipsă de transparență. Eu țin minte, noi eram deputați în Comisia Juridică, Numirii și Imunității și aveam foarte mari, adică am avut probleme cu foarte multe concursuri din domeniul judiciar și erau și critici că transparență și nu știu ce mai și sau dubii referitor la noi. Dar aduceți-vă aminte, comparați. Evident, atunci erau când erau probleme, noi aveam câștigători la concursuri, oameni atunci când erau, da, dar se rezolvau în timp, când odată cu critica se rezolvau problemele. Dar haideți doar la capitolul transparență. În aceeași seară cu concursul era publicat și punctajul, și notele informative, și video, și așa mai departe. Și ce avem acum? Avem niște rapoarte de la evaluare sau concursuri. Bună oară, ați menționat, cred că în pauză de publicitate, că cei de la Consiliul Superior al Procuraturii v-au spus că numele candidaților la concurs sunt date cu caracter personal, nu asta și ei. Da, pentru că, în primul rând, pentru noi a fost... Noi suntem membru a Comisiei Juridice, Numiri și Imunități. Ori chemați la raport și pentru noi a fost o surpriză, mă rog, surpriză, cred că pentru că noi n-am fost foarte atenți, dar nici nu s-a încercat mediatizarea. Pentru că asta e absurd. Faptul că oamenii nu știu ce a discutat noi în publicitate, să le explicăm despre ce vorbim. Despre faptul că a fost inițiat un concurs la Procuratura Specializată PC Cox
Și ieri sau altă era fost terminul, pe data de 10, a fost terminul limită de depunere a candidaturilor. Noi am sunat seara să aflăm numele candidaților înscriși în concurs și doamna Mătuțoc ne-a răspuns că nu poate să ne spună pentru că sunt date cu caracter personal. Noi nu avem dreptul să știm. Bun, noi am aflat cine sunt numele acestor candidați. Întrebarea mea este alta. De ce să organizez un candidat, un concurs pentru o funcție, da, acum este asigurat un terimat, cu un CSP care tot ne spuneți că trebuie reformat, că nu este bun și așteaptă prevetingul. Deci pentru ce să faci un astfel de concurs? Mai ales că nici nu există acolo un candidat să zici că Doamne ferește cum ce este de... Există Eugen Rora care în foarte multe scandaluri implicat dincolo din mașina de 100 de mii de euro pe care jurnaliștii tot o scot care dosarul a fost clasat. Evident, acum, când la noi nu se clasează dosare pe este Metal Feroz, dosarul pe Duminica Manoli când a fost persecutată. Trei candidați. Și așa mai departe. Întrebarea este de ce să ne grăbim să facem un concurs când noi nu avem încredere în instituția care organizează concursul, nu avem de plin încredere. Răspunsul cred că este legat de această, dacă permiteți, domnul Grădinar, este legat de această creștere a instabilității în interiorul guvernării. Și probabil că anumite grupuri care sunt în competiții în acest moment încearcă să-și placeze oamenii care să le reprezinte interesele. Și aici apare mare problemă, nu filozofică, dar practică, pentru actuala guvernare. Pentru că au intrat cu un mandat, mandatul s-a schimbat între timp, grupurile care sunt ostile încearcă să-și revendice controlul asupra unor instituții și numește justiția. Pentru că, așa cum spunea și domnul Plângău, procurorii sunt primii care analizează scena politică și înțeleg cum, de exemplu, unde merg bilele. Și ei se orientează cum să-și ofere serviciile, așa cum a făcut-o și pe timpul Plahotniuc. Să-și vândă serviciile pentru ca să supraviețuiască politic și să se poziționeze pe tabla asta de șah a următoarelor mișcări. Eu am două mari regrete. Unu, că această reformă de preveting, de evaluare, merge de 5 ori mai lent decât ar trebui, început în martie 2022, în loc să fie accelerată. De fapt, în vara a început. Legea a fost adoptată în martie, prin mai a început să funcționeze, da. S-au format comisiile, a început... Bun. Cercetările de prin august. Merge extrem de lent, nesatisfăcător pentru arhitecții aceste reforme, nemulțumitor pentru actuala evident, guvernare, pentru că n-ai rezultate. Și în acest fel dai un semnal extrem de prost întregului corp profesional. În al doilea rând, procurorii 50% trebuie să dispară într-un an de zile, în sensul fizic. Pur și simplu trebuiau să... Să dispară, sper că nu asta aveți. Nu, în sensul că trebuia să fie eliminați din sistem, pentru că au, în loc de a servi actului de justiție, ei au oferit servicii politice întotdeauna, tuturor grupărilor, grupurilor care s-au aflat la guvernare. Deci această lustrație sau curățare din interior al sistemului trebuia să aibă niște campioni. În loc, de exemplu, de a se ancora la asemenea proces cu indicatori și cu persoane care să-și asume responsabilitatea, procurorilor li s-a dat, de fapt, misiunea de a avantaja anumite grupuri care erau în competiție. Și acum noi, de fapt, măsurăm rezultatele acestei competiții politice transferate instituțiilor din procuratură adică, și justiție. Adică dumneavoastră credeți că cineva le-a cerut să facă asta? Nu a venit ei să-și pună la dispoziție? Obligatoriu li s-a cerut. Uh-huh. Pentru că, de exemplu, inclusiv domnul Mustață a rămas pentru că i s-a cerut să ofere anumite tipuri de servicii la poziția pe care o deține. Eu nu știu ce servicii prestează sau despre ce servicii vorbiți dumneavoastră, dar ceea ce văd eu este că progrese, PAS a venit cu intenția să facă progrese pe justiție. Dacă asta au cerut acestor oameni pe care i-au păstrat, aceste progrese esențiale pe justiție nu s-au întâmplat. S-au început niște dosare, dar până nu le văd în judecată condamnare, eu deja nu mai cred. Marile dosare de rezonanță au rămas în aer. Bun, noi avem niște dosare pe finanțarea ilicită a partidului Șor, pe finanțarea ilicită... asta ziceam, că nu s-au încheiat, dar au fost începută în ultima perioadă de timp. De când s-a schimbat guvernarea și iarăși e vorba de opoziție, primița care au fost pornite. Deci, progrese pe aceste dosare foarte mari, ca să zicem că e avantajul PAS, nu am văzut. Că sunt lupte pe interior, cum ziceți dumneavoastră, că-ți folosiți grupuri, n-am văzut dosare deschise în privința unor miniștri care să fie vizibile.
particularitate, public. Sunt păstrate la momentul potrivit. Poate doar dacă așa. O particularitate. Oamenii, să vreți să vă răspund și eu. Vă rog, haideți, vă rog, domnul Grigionar, mai întâi. Deci, pentru că au fost spuse foarte multe, multe dintre ele vin ca și emoții a colegilor, poate cineva are o problemă personală cu o anumită persoană și din cauza asta vine de fiecare dată în platou și denigrează o anumită persoană, este dreptul dumnealui. Dar eu încerc să le luăm pe rând ceea ce poate și trebuia și asumat o instituție să facă și ce a făcut. Da. Deci dacă vorbim de Parlament, atribuții de Parlament, noi am votat legi, am votat câteva legi esențiale care o să ne ajute să luptăm cu corupția. Și voi știți câteva lucruri. Da, am vorbit despre prevenție în care s-a început și da, noi am constituit această comisie, dar noi nu putem să obiciuim și să-i spunem hai, te rog, mai repede. Noi nu putem să micșorăm volumul care este acolo de lucru, pentru că atunci când a fost prelungit termenul de activitatea lui, a fost votat unanim în comisia juridică. Acei prezenți care au fost, inclusiv opoziția, da, ei toți au votat, pentru că eu au văzut cât volum de lucru este, atunci când au venit, ne-au prezentat și volum de lucru care l-au. Și atunci, da, s-a căzut de acord cu acest lucru. Dar nu putem noi să mergem să facem lucru în locul lor. Al treilea lucru, examinarea în lipsa cauzei, ceea ce am votat noi, cu aplicarea în sfârșit, să facem aplicabile exproprierea pentru bunurile care sunt în proprietatea persoanelor afiliate și așa mai departe. Deci lucrurile astea noi le-am făcut. Am numit anumit șef la anumite instituții. Aceste instituții au început să lucreze mai bine. Eu nu zic că e perfect, dar mai bine. Și dumneavoastră, dați-mi voie să vă spun, atunci când vorbim de progrese, eu încerc să vă spun despre progrese. Și apoi apare imediat întrebarea domnului Munteanu, și cu ce s-au finalizat? Haideți să mergem întâi și întâi pe progres, pentru că vorbim progres, înseamnă că lucrurile s-au mișcat de aici până în următorul punct unde ele trebuiau să ajungă. Dacă noi vorbim de dosarele, pe șor, 9 dosare, care au fost deschise în 21 și deja sunt în instanță de judecat, care nu erau deschise, sau fie erau pus la murat nu știu unde. Dacă vorbim de Dodon, 3 dosare, care ele nu erau în genere deschise și care ele au ajuns unul în instanță și două sunt în pregătire, încă în documentare. Da. Dacă noi vorbim, de exemplu, de Platon și dacă vorbim de, care l-a dus din Ucraina, Andronache, care iarăși nu era niciun pas făcut. Iată că s-a făcut și s-a ajuns în instanță. Deci dosarele s-au instrumentat și unele dintre ele deja au ajuns și în instanță. Acum, în instanță, procurorul reprezintă cauza. Dar procurorul nu poate lua decizia în locul judecătorului. Acum judecătorul, sistemul judecătoresc care este, el este așa cum este. Și noi să ajungem și la dânsul ca să-l curățăm. Dar ceea ce am putut noi schimba, noi am făcut, ceea ce depinde de noi, ceea ce urmează să se întâmple, o să se întâmple. O să întâmple, o să ajungem și la ei. Normal că am început cu Consiliul Superior al Procurorilor și Judecătorilor, pentru că așa se face curățenie de la cap, că pește de la cap strâng. Și am început de acolo. Da, procesul este mai lent. Dar dacă comparăm cu alte state, ei nu mers mai bine. Iarăși vă dau exemplu Albania, 7 ani de zile și încă ești departe. Și eu nu-mi propun ca noi să avem 7 ani. Cel mai bun exemplu Albania, dacă noi ne conducem după el, s-ar putea să ne spun, eu asta și spun, eu nu zic că noi ne-am dorit așa. Eu v-am dat un exemplu de timp cât durează într-o anumită țară similară cu a noastră, spunem, da? Dar eu spun acum încă o dată, lucrul ăsta s-a început, el o să se întâmple, o să trecem și la judecători și mai departe. Acum, că doamna Mutu Zoc, președintele CSP, ia o decizie sau CSP-ul ia o decizie, păi noi tocmai parcă vrem să constituim niște instituții independente. Și atunci când aceste instituții iau niște decizii așa cum sunt ele, eu nu zic că mie îmi place răspunsul doamnei Mutu Zoc sau cum CSP-ul a luat decizii de a porni sau nu a porni. Dar dacă ei ar să merg eu cu indicații către ei să înceapă sau să nu înceapă un concurs, o să spuneți deja că asta e mixtiune și iarăși guvernare. Deci ei sunt o instituție care trebuie să funcționeze. Dar dumneavoastră credeți că e bine să înceapă acum concurs? Dacă mă întrebați pe mine, e sigur că nu. Eu aș fi așteptat ca acest CSP să fie curățat și după care să înceapă toate procesele, pentru că știm că lucrurile sunt credite de o echipă în care a trecut vetting-ul și avem prezumția că este ok. Avem încredere, da. Da, de acord. Acum, cei ce sunt de candidați, într-un sistem de drept, într-un stat de drept, toți cetățenii au drept să participe la concurs care întrunesc condițiile. Acum, am zis că n-au drept. Da, că mie nu-mi place de un candidat acolo, cel puțin, asta este dreptul meu subiectiv, dar asta nu înlătură calitatea sa de candidat și el are drept să participe. Acum, iarăși, CSP-ul sau cine va fi responsabil de selectarea lor, să-și asume această decizie și eu sper că va lua decizia cea mai corectă. Dar nu puteți să incriminați guvernării tot ceea ce se întâmplă și ține de responsabilitatea noastră sau de... E adevărat, doar că guvernarea și-a asumat ea singură reforma justiției și lupta cu corupția. Asta dumneavoastră v-ați asumat-o. Da, și o să o ducem până la capăt. Iar pentru că acest rezultat să fie obținut, el depinde de multe lucruri pe care dumneavoastră sigur nu le puteți controla, dar vi le-ați asumat. De asta vă întrebam numai de ceea ce v-ați asumat ca și tocmai asta guvernare. Și-am spus, dacă cineva îmi spune mie că într-un an jumătate e posibil să restructurez un sistem de drept care 30 de ani a fost construit pe
corupții, clădit cu corupții și deasupra iar pus corupții. Eu cred că omul cel care spune serios. Eu am să vă contrazic. Noi am spus că într-un an jumătate o să facem acest lucru. Eu am să vă contrazic. DNA-ul a reușit să aducă performanță în 2 ani de zile, dar știți de ce a depins? De caractere și de faptul că acele caractere au zis, au închis ușa și au zis nu politicul, nu ne interesează ce spuneți pentru că noi avem munca noastră de făcut. Și instrumente care ulterior au fost luat. Nu știu câte caractere avem în justiție, dar eu vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiunea din această seară. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Rămâneți alături de TV8.